Da. Bun, da? Uh-huh. Deci poți să reformulezi cum vrei tu, doar textul e important. În perioada 18-21 aprilie 2022, la Nadăș, s-a desfășurat prima tabără a micilor predicatori din Conferința Banat. Cei 24 de copii, fete și băieți, s-au bucurat de programul special pregătit pentru ei. Implementarea proiectului Micii Predicatori la nivel de țară este un vis pe care îl port în suflet de ceva timp și mă bucur că echipa din Banat, echipa de pastori din Banat, a hotărât acum, în vacanța aceasta de primăvară, să facă această bucurie copiilor și să le ofere acest moment de instruire. Pe parcursul taberei, copiii au învățat noțiuni de comunicare. Ce să facă și să nu facă atunci când sunt în fața unor oameni și trebuie să spună ceva, precum și alte lucruri importante din domeniul omileticii și al comunicării. În zilele petrecute în tabără, fiecare copil a învățat o predică, pe care apoi a prezentat-o cu intonație în fața tuturor participanților în ziua de joi. Alături de câțiva colegi pastori din Conferința Banat, ne-am străduit ca în cele câteva zile pe care le-am petrecut aici să-i ajutăm pe copii să prindă curaj pentru a ieși în față, să învețe anumite detalii despre cum trebuie prezentată o predică și ne-am bucurat de zile frumoase pe care le-am petrecut împreună. Sperăm ca predicile să fie susținute de copii și în bisericile și districtele din care fac parte. Există perspectiva pentru anul 2023 de a organiza o nouă tabără de acest fel, având speranța ca toți acei copii care își doresc să participe să poată fi prezenți. E important de reținut faptul că o astfel de tabără se adresează atât fetelor cât și băieților. Ne dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze fiecare copil dornic de a-L cunoaște mai bine pe El și de a-L mărturisi înaintea oamenilor.